Am să culeg vișinele din vișinul din curte. Vișinele culese le spăl bine cu apă. Cu apă rece, pe care le scurg și le voi adăuga cu zahăr într-un bidon pentru vișinat. Haideți să cântărim vișinile culese, să vedem câte sunt. Pune pe cântar cu găletușul. Nu prea se vede bine, dar sunt 5 kg 250. Ia să repoziționez cântarul. Kg. Voi opri 3 kg de vișine pe care le voi amesteca cu zahăr într-o damigenă. La treabă. Am pus într-un alt vas de plastic 3 kg de vișine pe care le voi introduce una câte una în damigenă. Peste care voi adăuga zahăr. Pus vișinele în damigenă, acum urmează zahărul. 1 kg de zahăr la 3 kg de vișine. Gata și zahărul. Le agit bine și le duc în casă. Gata, vișinele sunt în damigenă împreună cu zahărul. Rămân aici în cămară la loc răcuros timp de 2 săptămâni. Vișinele au stat la fermentat împreună cu zahărul timp de 2 săptămâni. Acum am adus damigeana în beci și voi pune țuica. Un litru. Al doilea litru. Mai pun un litru. De fapt, sticlele acestea au 1,5 litri. Deci aici sunt 3 litri de țuică. Cred că sunt suficienți. Țuica a fost pusă peste vișine și zahăr, peste sirop. Va rămâne în continuare la macerat
timp de minim 2 luni, după care o voi trage în sticle. Proporția pentru prepararea vișinatei a fost de 3 kg de vișine, 1 kg de zahăr și 3 litri de țuică cu tăria 45 de grade.